bravo, Iulica, nu știu de unde ai făcut rost de piesa asta, dar ai dat-o gata pe... Știai piesa? Nu știam, o altă piesă italiană de mult. Da. Giulia, dar e foarte frumoasă. E, vezi, un nume foarte folosit foarte, în foarte muzică frumoasă. Și nu numai. Arăți wow. Extraordinar, să luăm un loc, mulțumesc Giulia. Mult, Cătălin, mulțumesc pentru... Ce face, Giulia? Ce ai mai făcut în ultima perioadă? Ce nu am făcut? Ce n-ai mai făcut ce atunci n-am în ultima făcut perioadă? Foarte multe lucruri am făcut, Cătălin. A fost un an... Nebun. Un an foarte nebun, dar... Dar frumos în același timp, pentru că am învățat, e-ți cred okay, că... Rău? Da, sunt bine, sunt bine, da. Cred că am învățat cu toții foarte multe lucruri despre noi care nu știam. Uh-huh. Iar ce ai învățat tu ceva ce nu știai despre tine în perioada asta? Bine, Cătălin, eu știam că sunt foarte puternică, dar nu atât de puternică cât să supraviețuiesc într-o pădure foarte multe săptămâni, fără nimic, fără copii, fără telefon, fără... Fără mâncare, fără un duș. La un moment dat vorbeam cu cineva că nu m-am spălat de 24 de ore. Am zis 24 de ore. Știu ce înseamnă să nu te speli multă vreme. Da, dar uite, vreau să-mi spui ce ți-au spus fetele tale, Carolin și Stefanie, da. Au 10 și 8 da, ani. Da, ce da. Ți-au spus prima dată când te-ai întors de la fermă, exact cum spui tu, după ce ai stat săptămâni întregi în pădure, fără să te speli, cu mâncare puțină și în condiții foarte dure? A fost întâi când am venit în mijlocul nopții da. Și ele nu știau, evident, că o să vin acasă. Și când am intrat în casă, eram... Murdară, dar murdară, Cătălin, știi cum e? Plină de noroi, nu m-a interesat, m-am băgat în pat, dar totuși n-am vrut să le trezesc și după aia m-am dus, mi-am făcut un duș acasă și dimineața când s-au trezit, au venit la tati, că ele erau obișnuite dimineața să vină la tati și... Mama? Mama? Ești acasă? Nu le venea, nu să, le creadă. Venea să creadă, da, da. Perfect. Da. Pentru că tot am povestit puțin acum de fermă și o să povestim și de proiectele tale pentru anul ăsta, o să vreau să facem un mic joc. Okay. Fii atentă, o să-ți arăt niște fotografii cu oameni care ai avut legătură în fermă, da? Dar o să vreau să fii foarte fair, așa cum ești tu, da? Ok, eu sunt și întotdeauna. Și la fiecare fotografie pe care o vezi, vreau să spui punctul forte și punctul slab al persoanei respective. Se caracterizezi printr-un cuvânt. Ăsta e forte, cuvântul forte care okay. îi caracterizează și ăsta e cuvântul pentru punctul lor slab, da? Deci vreau pe toți, așa cum i-ai perceput-o acolo la fermă, da? Okay. Iar și okay. cei de acasă pot să facă experiența asta cu noi pe numărul de telefon afișat pe ecran, pe numărul de WhatsApp, să ne trimită și ei tot așa cuvinte despre cei pe care o să-i vadă acum pe ecran. Cum i-ar caracteriza? Așa că trebuie să vă grăbiți repede pentru că ne mișcăm foarte repede. Haideți să vedem. Prima wow. fotografie. Unde mă uit? Acolo. Alina Pușcău. Alina Pușcău. Un cuvânt, cum ar veni, care o caracterizează și ar fi punctul ei forte. Ok. Și un cuvânt care ar scoate în evidență punctul slab. Alina, punctul ei forte este că este o femeie foarte intuitivă. Da. Și punctul slab, punctul slab este indecizia, că totodată deci poate... E cam nehotărâtă, nu? Nehotărâtă. Deci cam nehotărâtă, perfect. Hai, mai repede să vedem. Vă așteptăm și pe dumneavoastră cei de acasă să ne dați mesaje. Aici o avem pe... Ana Maria. Ana Maria Ababei. Bine, eu întotdeauna i-am spus că este un sweetie, deci este foarte dulce. Ăsta e punctul forte. Punctul forte. Că e foarte dulce, te cucerește, te zăpăcește. Încerc și să mă gândesc slab. Și punctul slab, wow, încerc să mă gândesc pentru că... Hai, Giulia, spune exact. Vai. Punctul slab al lui Ana Maria. Nu este foarte... slabă, poate nu atât de puternică. Aha, adică te referi la bandura. De forța fizică, fizică. Nu? Da, nu știu, asta poate, dar perfect, poate... Perfect, hai că ușor îi descoperim da, pe da, toți oamenii ăștia mai lua prin și pe care cei de acasă da. Știu cu siguranță. Ia să vedem, următoarea fotografie. Ok, Anda. Anda Adam. Anda Adam ce este despre prietenii forța. Noștri. Forță, punctul forte. Forță, exact. Și punctul slab, că este câteodată puțin cam gălăgioasă? Gălăgioasă. Câteodată. Prea multă adică, atmosferă. Câteodată. Exact. Dar este gălăgioasă, ok. Gura mare, da. Nu neapărat. Nu, gălăgioasă. Vai, acum mai... Zarvă, da, am înțeles. Las-o așa. Nu este neapărat un lucru rău, doar câteodată știi nu cum te este. Nu te avantajează. Adică da, mai bine taci. Nu așa. Cătălin.
Ce anume? Anda Adam, harnică și mândră, zice cineva. Deci harnică ar fi punctul forte. Luptătoare și vorbăreață. Da, uite, vorbăreață. Uite, asta era cuvântul. Deci nu gălăgioasă, vorbăreață. Haideți să vedem mai departe. Aici este Andreea Antonescu. Andreea Antonescu este foarte corectă. Corectă. Foarte corectă. Punctul ei slab, adică asta a fost prea mult încredere. Aha. Prea mult încredere, adică în oameni. Ar putea să fie, nu neapărat naivă, dar ar putea să aibă prea multă încredere în oameni care nu trebuie. Am înțeles. Deci trebuie să fie atentă la treaba trebuie asta. Trebuie să fie atentă, exact. Bun, hai să vedem. Următoarea fotografie. Andrei Stoica. Andrei Stoica este de neoprit. Mi-a plăcut asta. Da, de neoprit, punctul forte. Păi de neoprit, pentru că Andrei este foarte, adică când își pune ceva în cap, este de neoprit, deci asta este cuvântul. Iar punctul slab este că e prea mândru câteodată. Prea mândru. Ego-ul. Ego. Da, ăsta, ego. Bun, cuvântul, foarte da. Frumoase. Și am și spus la un moment dat lui Andrei. Perfect, hai să vedem mai departe, ia să vedem. Anisia Gafton. Anisia Gafton este foarte haioasă. Punctul forte. Da, da, haioasă, talentată. Și punctul slab? Și punctul slab poate... nu am fost suficient timp cu ea în fermă, adică de fapt nu ne-am intersectat deloc decât după ce am ieșit din fermă, dar punctul slab ar putea fi... Cătălin, ajută-mă! Deci haioasă, haioasă, amuzantă, talentată, punctul forte, punctul slab... Vai de mine, ar fi fost foarte bine să ne oprim la punctul forte. Liniștit. Știu că... Totuși un punct slab ca să putem trece la următoarea fotografie. Vă rugăm frumos, doamna Giulia Lacmani. Punctul slab... Neatentă? Neatentă. Okay. Mergem mai departe. Următoarea fotografie, nimeni alta decât Ana Lesco. Ana. Ana este foarte, foarte harnică. Foarte harnică. Extrem și punctul slab? De harnică. Punctul slab este că... Hai, Giulia, hai. Egocentrism. Mm-hmm. Adică? Poate să fie câteodată, ar putea să fie câteodată adică egocentrică, prea... adică foarte mult... centrată mult pe propria ei exact, persoană, spui, exact, adică, da? Exact, ar putea să... Egoistă, adic... nu? Cam nu neapărat da, egoistă, da. Dar știi cum este, câteodată avem acea mândrie și câteodată ar fi bine să ascultăm și pe ceilalți, mm-hmm. Nu este neapărat un lucru negativ. Perfect, mai departe! Stai că l-ai avut pe... Cătălin, ce mi-ai făcut acum? Uite, asta e... Vizirul! Asta vizirul... Asta e că vreau să vezi la Gabi, toate ce ai de zis. Vizirul este un analitic. Bun. Un strateg. Așa, și? Dar nu așa de... adică cel puțin decizia lui e decizia lui, mai puțin maleabil. Adică deci asta nu e... prea e maleabil. Perfect, următoarea fotografie. Hai să vedem. Deși iese maleabil, de ce n-am zis că nu e maleabil? Să nu fiu înțeleasă greșit, după aia să primesc telefoane. Ai explicat foarte clar. Nu, dar... Păi și ești asumat, adică asta cred eu despre oamenii ăștia. Nu-i vorba, da. Ia să vedem, aici cine e? Gabi Toade. Opa! Știi că pe Anisia Gafton n-ai prea cunoscut-o bine fermă, pe el ai cunoscut foarte bine. Da, l-am cunoscut foarte bine pe Gabi. Fățarnic. Ăsta e punctul forte? A, nu, scuză-mă. Scuză-mă. Punctul forte, muncitor. Muncitor, da? Muncitor, da. Și apoi, punctul slab? Fățarnic. Cam asta ai avea să-i spui, nu? Sunt foarte multe lucruri care aș putea să spun, Cătălin. Mult. S-a provocat ceva drame. Da,
Gabi a făcut ce a crezut și ce a simțit în momentul respectiv, dar nu e doar vorba despre asta, este vorba despre un ansamblu, pentru că am împărtășit foarte multe momente împreună și cel puțin eu am un... Bine. În fine, când eu... În cel puțin când cineva mi este frate, eu nu trădez. Perfect. Deci nu trădez. El a fost și un trădător. Am făcut un rezumat. Avem următoarea fotografie. Opa! Ciucă, să te gândești și tu la punctul forte și punctul slab. M-am gândit. Viviana. Da, Viviana. Repede. Viviana este foarte atrăgătoare. Foarte atrăgătoare. Și feminină. Da, și? Copilăroasă încă. Copilăroasă, punctul... Încă. Da. Încă mai are de învățat. E acolo unde trebuie să fie. Da, perfect. Radu, vrei să zici ceva? Ești de acord? Sunt deci de acord. Punctul forte care ar fi? Feminină. Da? Da. Se am vede punctul bine? Forte, nu? Nu, hai zicem frumoasă, nu feminină. Așa frumoasă, și punctul da. Slab? Credulă. Cum? Credulă. Credulă. Da. Am înțeles. Nu intrăm în amănunte. Mergem la următoarea fotografie și ne oprim aici după ce îl analizăm și pe George Piștereanu. George Piștereanu. George Piștereanu este foarte, punctul lui forte este că este foarte hotărât. Hotărât. Și determinat. Și punctul slab? Și punctul slab este că se atașează... foarte mult la o situație și că totodată este bine să ne detașăm de o anumită situație și să mergem mai departe. Perfect, așa zic și eu. Haide, că te-am protejat să nu-i mai punem pe toți. Da, e ok, e ok. E suficient, zic. Adică sper din suflet ca toată... Am văzut ceva mai devreme. A fost o parte din ce a însemnat anul 2020 pentru tine. O parte. 2021 ce înseamnă? Am înțeles că înseamnă un film? Înseamnă... Deci eu am mai făcut proiecte care nu încă n-au ieșit. De exemplu, am filmat un scurt metraj foarte interesant și foarte greu regizat de Adrian Sitaru. Unde am jucat o femeie evreică din Holocaust și am filmat în frig, a fost foarte greu, alături de un actor german, Arnd-Schwering Zoren, care a jucat și în filmul Inglourious Basterds. Vom vedea ce se va întâmpla, având în vedere că toate festivalurile, totul este pe hold. Cătălin, trăim într-o lume în care nu mai este ce a fost și trebuie să ne adaptăm acestei lumi și asta am făcut eu. Deci am această... proiectul ăsta de film? Poți să vii cu imagine în curând așa? O să vin momentan, încă nu am voie. Vrem să pregătim și o comedie romantică. Asta e tare. E foarte frumos. Dacă aveți nevoie de un băiat romantic, Ciucă, să știi că poate să joace în comedia romantică. Sărută bine. Ține minte, ok? Rolul. Așa. Da. Și am făcut și, având în vedere că foarte multă lume a suferit în această perioadă de depresie, de anxietate, de tot felul de stări de panică, am creat o prima platformă de spiritualitate și de yoga din România. Și, deci cum se numește? Cum se numește? Maha Yoga. Ok, și poți să intri și faci cursuri de yoga? Da, să fac cursuri de yoga, să fac meditații, avem meditații ghidate, avem tot felul de conferințe vis-a-vis de foarte multe subiecte interesante, pentru că vreau să spun că dacă înțelegem că noi suntem creatorii propriul nostru univers și destin și putem să accesăm anumite planuri, să știi că putem să realmente să învățăm ce înseamnă fericirea și să o accesăm din interiorul nostru, pentru că foarte multă lume suferă în această perioadă. Și cred că cu toții ne-am dat seama că în perioada asta cel mai bine e să ne căutăm pe noi în interiorul nostru. Exact. Adică dacă cineva crede că se va duce într-o eu nu zic că o vacanță exotică sau să mergi sau să călătorești nu este bine, dar practic această perioadă a forțat pe toată lumea să intre în introspecție. Și este foarte bine, pentru că așa putem să aflăm adevărul. Tu ai găsit ceva acolo când ai intrat în fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi, Cătălin, este un univers și știi foarte bine că în momentul când începi să te descoperi pe tine, există o iubire fără limite. Eu îți mulțumesc mult că ai trecut pe la noi. Și eu îți mulțumesc, Cătălin. Te mai așteptăm cu mare drag. Să știi că ții pe Cabi. Mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc. Rujul ăsta roșu îți vine perfect. Da, întotdeauna ne scoate din anonimat. Și pe tine te găsesc foarte bine, Cătălin.
Mulțumesc, și fără ruj. Și fără ruj. Mulțumim, ea este, oameni buni, Giulia Nahmani, mulțumim mult.